Presa centrală abundă în această după-amiază de relatări privind conflict deschis, existența unui conflict deschis între premierul Florin Câțu și președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Colega mea, Alina Sorocean, știe mai multe date. Alina, bună seara! Bun găsit! Este vorba despre un conflict între Florin Câțu și Ludovic Orban legat de secretarii de stat și numirea șefilor de agenții. Vă reamintesc faptul că de câteva zile bune Virgil Guran, șeful senatorilor PNL, a atras atenția și a spus lui Florin Câțu că nu a făcut anumite numiri la agenții și nici la ministere pentru funcțiile de secretar de stat. Iar astăzi Florin Câțu a venit în ședința Partidului Național și a dat față în față cu Ludovic Orban pentru prima oară pe această temă, pe acest scandal legat de numirile de la agenții și de la ministere. Florin Câțu a venit cu o listă pe care a trecut toate agențiile, la care spune domnia sa nu mai poate să facă numiri pentru conducere, pentru că tot PNL anul trecut a pus șefii la aceste agenții și că aceștia nu pot fi schimbați după un an de zile, ci doar după 4 ani. De cealaltă parte, liberalii care sunt în tabăra Ludovic Orban menționează că pot fi schimbați șefii pentru că nu au dat concurs pentru acele posturi, ci doar au fost numiți. Florin Câțu mai a susținut astăzi că nici la MAPN, nu, la Ministerul Apărării Naționale, nu poate fi numit secretarul de stat pe care și-l dorește Ludovic Orban, asta pentru că PNL nu ar mai putea, nu ar mai avea posibilitatea să numească un nou secretar de stat și a făcut referire și la celelalte situații în care ar fi trebuit să pună în funcție să semneze pentru secretar de stat cu probleme de integritate, așa cum spune Florin Câțu. Așadar, iată, un conflict destul de aprins, tot mai aprins, putem spune, între cei doi lideri ai Partidului Național Liberal. Vom vedea cum se va încheia acest scandal, pentru că Ludovic Orban, având în vedere că l-a promis liderilor locali mai multe posturi la șefia agențiilor, acum se vede în imposibilitatea de a le oferi acestora ce le-a promis și aruncă totul în tabăra, practic în județe, spunându-i astăzi lui Florin Câțu că este necesară o discuție în acest context între premier și liderii PNL din teritoriu. Alina, aș vrea să detaliem un pic acest subiect, îmi pare foarte interesant. În ultima lună am văzut multe articole, multe relatări în legătură cu tensiuni la vârful Partidului Național Liberal. Am văzut că Rareș Bogdan îi reproșează de fiecare dată lui Ludovic Orban comportamentul autocratic, nedemocratic, faptul că nu se consultă cu colegii de partid, faptul că, iată, astăzi Florin Câțu spune nici mai mult, nici mai puțin că propunerile făcute de Ludovic Orban sunt oameni cu probleme de integritate. Sunt două chestiuni care alimentează senzația că Ludovic Orban devine din ce în ce mai greu de suportat la vârful PNL. Este un conflict vechi și, așa cum menționai, Rareș Bogdan, dar și alți lideri susțin că Ludovic Orban ar dori să-și pună oamenii apropiați în funcții cheie pentru a obține votul acestora la următorul congres al Partidului Național Liberal, un congres la care ar putea să vedem o competiție pe viață și pe moarte între Ludovic Orban și, și între Câțu, Florin Câțu. Ludovic Orban până acum neoficial și-a anunțat candidatura. Florin Câțu deocamdată nu a făcut acest lucru, dar știm potrivit surselor că și-ar dori să intre în competiție și iată, și din acest motiv există aceste scandaluri între cei doi. Bineînțeles că totul este legat de viitoarea conducere a Partidului Național Liberal și atunci când vine vorba despre asemenea funcție, ambele tabere, cea a lui Ludovic Orban și a lui Florin Câțu, sunt în război. Tocmai din acest motiv, așa cum menționai, apar declarații din partea lui Rareș Bogdan și altor lideri care spun că Ludovic Orban încearcă să-și pună oamenii în funcții cheie. De cealaltă parte însă sunt și atacuri care vin din partea lui Ludovic Orban sau a liderilor care îl susțin pe actualul președinte a Partidului Național Liberal. Alina, de ce este posibil ca aceste refuzuri ale lui Florin Câțu să aibă în spate și rațiuni de integritate, dar și, să spunem, miza bătăliei cu Ludovic Orban pentru șefia partidului, pentru că Orban încearcă să-și securizeze votul organizațiilor județene la congres,
prin intermediul acestor numiri, prin intermediul acestor metode de răsplată politică. Exact așa se întâmplă și, bineînțeles, așa cum menționai, sunt într-adevăr și probleme legate de integritate. Probleme, iată, ale unor oameni pe care Ludovic Orban și-ar fi dorit să-i pună pe funcția de secretar de stat, potrivit surselor la Ministerul Economiei și la Ministerul de Externe. Și până acum Florin Câțu nu a semnat pentru aceștia, iar, așa cum menționam, nu sunt singurele situații. Iată, și la agenții sunt probleme. Au fost aproximativ 50 de persoane pentru care Florin Câțu nu a semnat până săptămâna trecută, iar acum, potrivit surselor, au rămas în jur de 20 de persoane care au fost validate în ședința Partidului Național Liberal pentru a ocupa o funcție la conducerea unei agenții sau pentru a ocupa funcția de secretar de stat într-un minister. Aceștia ar trebui practic să fie validați de Florin Câțu, dar iată ce spune premierul, că nu este posibil, și mai departe vom vedea cum se va încheia întregul scandal. Florin Câțu se conturează din ce în ce mai mult ca un lider care refuză propunerile făcute de Ludovic Orban și își conturează un profil foarte interesant în PNL prin intermediul funcției de prim-ministru. Alina Sorocean, mulțumesc foarte mult!